știe. Ok, am ajuns la Eva să văd ce facem. Emma cu Simon știu că eu am plecat la Eva, deci hai să vedem ce face nebuna asta. Ok, am descoperit că pot să zbor, dar în fine. Eva! Hei! Ce faci? Bine, tu? Bine. Am zis să vin pe la tine. Da, hai că ți-am pregătit camera. Eva, tu știai că am o surpriză pentru tine? De ce tocmai am sărit pe sus? Cred că e de la trambulina care am pus-o sub covor. E ceva special, e fain. Chiar ai pus? Da. E doar în partea asta. Și sare foarte sus. Da. Ok, fine. Ai văzut că poți să zbor? Da. Ok. Da. Hai să-ți arăt o surpriză mare în cameră la tine. Ce faci? Le apar aici. Ok. Hai, bă, mai pun și partea asta. Ca să iasă fain. Bă, dar tu mai vii odată. Așa, hai. Uită-te în chestul de jos. Nu e pus un urs? Nu. Nu face alea glume proaste, nu? Nu, deci... mi-au zis vrăjitorul meu, care am eu un vrăjitor, și mi-au zis că tu ai elementul întuneric. Ai primit elementul întuneric. Serios? Da. Pentru că și tu... ce face asta? Tu ai o baghetă și eu am o baghetă. Asta fără. Și ai și o carte de vrăji. Ce? Stai că ți-o dau eu, că am luat-o deja. Am și eu una. Super. Și ce face asta? Oh-oh. Trebuie să fac o vrajă ca să ajut. E moartă, practic. Ok. Inviatus. Bă, Inviatus. Au. Ce pățit? Hai afară. Închide ușa. Ok. Bă, dar eu nu m-am uitat în camera mea. Ok, super. Acum hai. De ce-i seară? Dacă tot ești elementul tuneric, fă și tu zi-mă. Tu poți să zbori? Tu poți să zbori? Ok, hai sub apă. Ești în regulă? Eu pot să vorbesc sub apă, pentru că se elementul apă, da. În fine. Crezi că ești în regulă? Da, eu o să mă duc în cameră și o să mă uit ceva pe laptop. Ok.
câteodată. Iar faci figurile de aprins. Așa, bun. Hai. Ok, bun. Oh, nu, oh, nu, oh, nu. Ce-ai pățit? Ce-ai pățit? Bea asta. Bea asta și după aia dă-o înapoi. Ok. Ia și sticla. Ok, mai ai rămas 4 guri. Ba nu, 6. Citește și tu. Hai, las că citesc eu. După ce apare un element nou, după 12 noapte, s-ar putea ca unul dintre elemente, s-ar putea ca unul dintre elemente va dispărea. Cine pentru rezolvare am făcut-o eu? Cum o să le anunțăm pe celelalte? Nu am poțiunea. Cred că știu. Putem să transmitem prin cărțile de vrăj, putem să le transmitem mesaje. Încerc da, eu. Da, da, da. Deci. Ar fi super dacă am putea. Se poate, dacă... Da, nu știu ce să zic. Se poate și să încercăm că asta poate să le trimite la toate elementele. Hai să vedem. Dragă elementelor, sunt elementul apă. Vă anunț că trebuie să beți poțiunea care... Nu cred că o să mai meargă. Poțiunea... Cum să-i zic? Poțiunea... Poțiunea... Poțiunea dragonului de aur... Ca să... Nu dispăreți. Unul din elemente va dispărea la după 12 noaptea. Dacă nu beți poțiunea cu pupici, elementul apă și elementul întuneric. Ok, le-am trimis. Sper să vadă cineva. Măcar o jumătate din ele să vadă. Măcar ele. Cicu... Dacă nu toate, măcar jumate. O primit elementul foc, adică Simo, elementul natură, adică Emma, și elementul fairy, dar nu știu cine e asta. Trebuie să mai vină elementul aer. Dacă nu-l primește ăsta elementul aer, vor fi rip. De ce? Deci dacă nu...
faceva ceva cu elementul fairy, elementul natură, brighetele femei, elementul foc, bagheta lui Simo, pășina care ți-am dat eu. Păi, ce caută toate astea la tine? I-am luat eu pentru că au apărut dintr-o dată la mine în ghiozdar și nu știu ce, n-am știam ce să fac cu ele. Nu trebuie să spargi frunza asta de aici? A, da. Mi-e frică, sper să o primească. Nu știu ce să zic. Dacă... Ok, mai avem destul până la miezul nopții. Mi-a spus că... Poate îmi revin. Poate-i doar un vis. Am primit-o și elementul aer. Stai că mi-au scris elementele. Stai, deci... Ok, dragă element... dragă element apă și element întuneric. Mulțumim mult. O să ne facem puține ca să bem, ok? Stai! Dar... Stai! Zici ce puțin mai spus să cu ce puțin mai spus să facă pe cea corectă? Am spus-o pe cea corectă, pentru că porțiunea care mi-ai dat-o se numea Dragonul de Aur. Da, păi el de unde o să știe ingredientele? Pentru că le-am scris eu așa, în normal, știi? Deci, e un ingredient cu o păcire verde, nu? Da. Una, un roz închis. Da. Un din ăsta, violet, cam așa ceva. Da. Un roz deschis. Da. Și o roșcat. Da. Ok, e bine. Dacă o să greșească un element porțiunea? Ce? Dacă o să facă porțiunea care te-a făcut pe tine să leșini? Asta nu e o păciune, e doar ceva... E un praf în ea, dar nu vreau să-l scot. Stai. Ai zis că este... Un gelet din ala închis, nu? Da. Ăla nu era între ingrediente, dar am zis și eu așa. Uh-oh. Haide. Elementele vă rog frumos. Stai că citesc ce să vă zic ce-i cu chestia aia. Dacă puneți poțiunea violet, mov închis, în paranteză mov închis, da? O să fie se va crea poțiunea invizibilității. Cu acea poțiune, după câteva ore, acea persoană care a băut-o va dispărea pentru totdeauna. Doar dacă cineva se va opri să fie în locul acelei persoane. Va dispărea pentru totdeauna. Dacă nu reușiți să reparați greșeala care ați făcut-o, la miezul nopții, poți fi Eva, ce facem? Am băut în porțiunea corectă, am făcut ceva bine? Ce? Am băut din porțiunea corectă. Nu, aia cu mov violet nu era. Nu, asta, care mi-ai dat-o tu, aia, stai un pic, aia da, portocalie. Da, dragonul de aur e corectă. Ok, stai să le spunem, vă rog frumos, nu băgați în seamănă rețeta. Luați-o de pe, din cărțile de vrăj. Ok, am văzut-o. Ce?
Elemento lumină. Au văzut și elementul lumină ce-am trimis? Ce e elementul lumină? E un nou element. Și elementul galaxie. Mă bucur. Ok. Sper că n-am făcut ceva greșit. Asta? E ceva de gen, stai că te arăt eu o poză cu ceva. Am scos eu la imprimantă. Stai un pic să văd unde e. O să mai caut pe aici. Și cum băgat-o pe aici pe undeva? Haide mai unde -i? Adică gen element pământ. E ceva legat de pământ. E o chestie ciudată. Ceva legat de pământ? Dacă e ceva legat de pământ, înseamnă că sunt implicată eu cu eu cu Emma, pentru că Emma e elementul natură și elementul apă se extrage de la elementul pământ și natură. Deci, uite chestia asta, cu asta, formează, peste răpoza, asta. Avem probleme. De ce? Pentru că eu cu Emma ne stragem din elementul pământ. Și înseamnă că eu cu Emma suntem implicate în această transformare sau ceva de genul. Asta ar însemna că una dintre voi două și-a schimbat elementul. Eu sper că nu. Stai un pic, trebuie să citești și eu despre asta. Transformarea de... Nu sperie copacul ăla. E posibil să ne transformăm.